Ședințe peste ședințe și la Ministerul Sănătății, de la ora 14. Ministrul Vlad Voiculescu discută din nou cu specialiștii INSP și DSP. Sunt puse la punct în principal criteriile de carantinare. Este vorba de 6 indicatori de calcul ai grilei de carantinare, ce pot determina intrarea unui oraș într-un eventual lockdown. Colega mea, Gabriela Del Pupo, este acolo și vine cu toate datele. Bun găsit, Gabriela, ce informații ai mai aflat? Bun găsit, este o discuție mai amplă aici la Ministerul Sănătății, care cel mai probabil se va întinde pe parcursul mai multor zile, astfel că nu așteptăm astăzi niciun fel de declarații aici. Sunt mai multe scenarii care sunt luate în calcul, printre care modificarea modalității prin care se ia decizia carantinării unei localități, mai exact să se calculeze exact numărul de locuitori, numărul de teste care au fost făcute. Spunea chiar ieri secretarul de stat Andrea Moldovan că în foarte multe localități fac 100-200 de teste pentru a se evita măsurile de restricție în cazul în care incidența crește peste 6 la 1000 de locuitori. De asemenea, și acest prag de 6 la 1000 de locuitori este luat în discuție pentru a fi modificat. Eu nu știm exact care va fi noul prag, dincolo de care se va stabili că localitatea respectivă intră în carantină. Se mai analizează și scenariul în care localitățile dormitor din jurul marilor municipii să fie incluse atunci când se calculează incidența și de asemenea să fie incluse și când se impun măsuri de restricții în localități. Trebuie să spunem că se va veni cu o concluzie după câteva zile care va fi aplicabilă pe întreg teritoriul țării. Ministrul Sănătății a spus că nu Bucureștiul face notă discordantă în acest moment și că nu s-a acționat bine nici în cazul Timiș. De aceea au loc aceste discuții, pentru a se clarifica exact niște parametri prin care să se stabilească în mod corect dacă este nevoie de măsura carantinării. Acesta a mai dat declarații și vis-a-vis de carantină. A spus că în cel mai probabil caz Bucureștiul nu va fi pus în stadiu de carantină în perioada următoare și că se discută, dar dacă se va impune acest lucru, nu ezită să o facă, tocmai pentru ca peste câteva săptămâni, când vor fi sărbătorile pascale, să se poată bucura absolut toți cetățenii de măsuri de relaxare, pentru că în acest moment situația epidemiologică nu permite acest scenariu de relaxare. Din contră, se impun noi măsuri care vor fi luate.